Bă, știu că trebuie să reacționez la asta, știu că vreți asta fără să vă întreb. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, Jador cu Lino, dau moda, hai să vedem cum se dă moda. Bă, Jador și Lino, adevărat. Și nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, pentru că mi-am schimbat contul de Instagram, aveți linkul în descriere și trebuie să facem înapoi 10.000, v-am pupat și să începem cu piesa. Hai să îi dăm tare. Nu e bine încadrat pentru că n-am reușit să încadrez sau de ce să încadrez clipul ăsta cum trebuie că se vadă bine, dar efectiv OBS-ul meu nu vrea orice-i fac. I-am schimbat 1000 de setări și nu știu ce a pățit. Nu știu cine sunt tipele astea, habar n-am. Ia auzi, adevărat. Bă, să știți că probabil acum mulți o să zică, bă, acum te reacționezi la manele, nasol, nu știu ce, te credeam altfel, bă, e șmecher melodia, adică pe party, pe haz, pasă-i tare, bă, pe haz, bă, pe fan, pe vai, pe distracție. Iau să. Top. Bine, asta e piesa lui Velea, de fapt. Bă, e tare, e efectiv, refrenul e tare cât să te bage în priză, merge la party, ori te rupe, ești nebun. Dar, oricum, Jador e foarte inteligent pentru că lucrează cu foarte multă lume. Orice ar spune voi, Jador, pentru că e exploatat, așa cum zic unii de vlogger și de asta e top pentru el, ești nebun că gen crește din toate părțile. Probabil o să fie cel mai mare manelist al anului pentru că știe să lucreze cu oamenii și așa explore din toate părțile. E inteligent, orice ce zice. Dar se vede că e la șto piesa, e șmecheră, că e așa la șto și e pe vibe, merge asta. E Lino. Ia uzi. Lino manelistul. Lino copiul de aur. Ia uzi, cum intră asta. Băi, top, ești de bun. Știți foarte bine că nu sunt genul care ascultă foarte mult Lino. Nici Jador nu prea ascult de fel. Dar Jador nu știu, mi se pare gen alt stil de manele, mult mai ascultabil. Și Nicola Sax la fel, adică o să ascult mult mai rapid o manea de asta nouă de la Nicola, de la Jador, mă rog, decât manele vechi. Alea parcă, nu știu, chiar îți era cumva așa că te privește lumea nu știu cum, dar parcă manele astea noi sunt pe gustul tuturor, înțelegi ce zic? Dar oricum, mie îmi place ce se întâmplă, pe mine nu mă deranjează, nu mă frustrează și nu o să încep cu de la, oh, doamne, a făcut din o piesă cu Jador, mi se pare amuzant totuși că s-a întâmplat, dar nu mă frustrează, nu mă deranjează. Și Lino m-a rupt pe piesa asta și pe Meduza. Ce îmi place zic, adică poate nu-i fiu mare ascultător de Lino sau de Jador, dar ce e tare, e tare. Dă-i cezarului ce al cezarului, știi vorba aia. Ia uite. Oh. Și clipul e mișto. S-a terminat. Dar partea asta mă rupe. Băi, dar mă faci să dansezi așa de nebun. E bine, mă. Ia uzi-o pe asta. Principal angel. Bă, top, n-ai cum. Ia uzi. Na, mai hazi e refrenul lui Jador. Bă, mă bucur că s-a întâmplat asta, e Caterin, că e tare. Deja are 1 milion de view-uri în 19 ore, băi, nici în 24 de ore, 19 ore, 1 milion de view-uri. Nu cred că s-a mai întâmplat să trăiește 1 milion de view-uri mai puțin de 24 de ore. Cred că e prima piesă, s-a mai întâmplat asta vreodată în România, habar n-am. Dar mi se pare că piesa asta o să ducă tot, peste 10 milioane, clar, 10-20 de milioane, pe acolo se duce glonț. Bă, pe lângă ce s-a întâmplat și astea și ce păreri mai am eu despre alte scandaluri, mie mi-a plăcut piesa asta. Îi felicit pentru că
am încercat ceva nou și probabil oamenii nu știa că o să rezoneze cu ideea de trap și manele, că o să fie foarte multe păreri împărțite la modul, bă, te-ai vândut, faci piesă cu manelist, tu te dai trapper, dar faci piesă cu manelist, nu știu ce, v-a stricat toți. Bă, e entertainment și cât e entertainment mie îmi place, pentru că despre asta e vorba pe YouTube, să fie entertainment, că părerea o să fie mereu, de bine sau de rău, lumea o să vorbească și nu asta contează. Bine, dacă mai multe persoane, și exagerat de mult, au o părere proastă, înseamnă că ceva e greșit. Dar atunci când sunt doar niște păreri împărțite și nu la fel de majoritare negative, nu e un lucru atât de rău. Dar trebuie să ascultăm și de părerile negative, pentru că de cel mai multe ori avem ce să învățăm din ele. Bă, eu sunt surprins de piesa asta, mă rupe, e tare, mă face să dansez, îmi dă vibe, deci mă bucur că există. Și văd niște numere noi, fresh, se întâmplă chestii noi, probabil acum lumea o să facă trapele mai mult, mă bucur că avem un nou val și că se rog cumva frontierele astea între, bă, ăsta face trap, ăsta face rap, ăsta face manele, uite-l pe salarul cu degetul, nu e problemă, bro. Ideea e să fim cu toți oameni, să fim humble la sfârșitul zilei, să nu ne ardem în arfe și în șmecherii cu tovare și cu prietenii noștri. Cam asta ar fi părerea mea. Mie îmi place piesa, mă bucur că are un rating atât de bun, efectiv are un rating extraordinar de bun pentru ceva nou, are 97.000 de like-uri cu 3.000 de dislike-uri, nici măcar 10% nu sunt dislike-uri, e foarte bine pentru ceva nou. Felicitări pentru colaborarea asta și mă bucur că se duce tare și că e unul în training. V-am pupat, eu am fost Rodby, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, pa, pa!